salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou videoclip din FS22. Suntem pe mapa Dubești, suntem aici la un teren primit de la cineva, de la un om, unchi, cum ziceți voi. Aici a fost iarbă înainte, după cum se vede, și noi l-am arat. Bine, n-ai și ce arătură șmecheră, frumoasă, așa, aici cum a ieșit, așa a ieșit. Am luat case-ul Luxum și am zis să arăm cu Piotingerul și a ieșit arătura care o vedeți. Terenul ăsta trebuie dat cu var, discuit și semănat, dar îl vom semăna în videoclipul de astăzi. Hai să mergem la fermă, să lăsăm Piotingerul și să luăm aia împrăștiată în grășăminte. Văd că avem poarta deschisă, așa că o să băgăm cu spate tractorul. Asta este mica mea fermă, nu e cine știe ce fermă, dar să fie acolo de design. Bun. Stai, să-l iau pe ăsta. Și trebuie să iau niște var, că nu am luat. Trebuie să am vrut să iau, am uitat. Am luat semințe, var. Luăm 2 săculeți. Și semințe pentru semănătoare, că trebuie. Și pe aia... Acum dăm în spate frumos până la... Mamă, ce fost cu tractorul ăsta. Stai de cap. Ferma asta o să fie, nu o să fie cine știe ce fermă mare, asta o să fie, nu are parte, 3 tractoare, dacă o să mai fie, o să mai luăm 2-3 tractoare, vedem ce facem sau cum facem, una alta, cum să mai rog de... Ăsta de împrăștiat. Uite, pun eu în cup aici, am pus ce la... Ăsta la cup. Le avem puțin. 300. Gata. Și hai da, să dăm cu varul. Hai să oprim și noi helperii. Dăm un semnal, ne uităm stânga-dreapta, nu vine nimic, că e câmp. Hai să vedem ce facem. Deci după ce dăm cu varul din spate, o să dăm și cu semănătoarea. Ba nu, să dăm cu disc mai întâi. O, nu știu cum a apărut aici, dar... Bă, rog. Ia să vedem. Până aici am drum, a fost terenul, n-a fost mare. Chiar ne-am descurcat foarte bine, hai uite bine. Nu pot să vedem unde nu poate. Acum poate, dar mai greu mergem. Că mi-ai învățat. Da, asta este, dăm cu varul și... După aceea să dăm și cu discul. Da, cred că ne ajunge. Cred că ne ajunge varul. Să ne întorc, să ne întorc de altă lume, mare, adică... Auzi cum face discul. Zici că am băgat... Cicei, măi.
în el de deja. Dar asta este, pentru că actorul rămâne unele părți fără var, nu contează că oricum dăm cu discul și nu avem probleme după aia. Mai avem o cursă de vin înapoi și dacă ne mai rămâne var, dăm și pe unde a rămas nedat. Că, da. Cum am văzut că ne mai rămâne ceva var în... la unde acolo. Ale, te vede, ești câte vede. Da. Asta e, nimic crești noi cum putem, cu UTB-ul ăsta, că aveți noi un UTB și tot ce putem cu ele. Un UTB-ul cu jucărie. Așa. Da, vedem pe unde mai rămâne de dat. Va fi, uite aici. Uite aici. Așa. Și mai rămâne aici o bucățică mărișoară de arătură și gata. Hai să mergem la fermă. Dar trebuie să o încerc că e podul ăsta de lemn și cam mai vreau. Și trebuie. Ușor, așa, ușor, ușor, totul ușor. O să parcăm lângă spălătorul cu presiune. Acest... fix lângă el, că... Bun, hai să luăm și discul. Acolo, GD-ul 3,2. Facem aici o întorsură mare ca să încape discul pe poartă, încape de mai... Și pe lângă disc o să luăm și tractorul cu semănătoarea, să fie și el după noi. Dar până să fie, să fie să după noi, o să-l și umplem cu sămânță. Uite, mă, împinge UTB-ul case-ul. Genevo. Dacă am dat să-l vezi conținutul. Bun. Să pun niște semințe în semănătoare. Și ăsta îl punem aici. Bun. Chiar poarta. UTB-ul o să fie după case. Hai că vine, văd că vine, e foarte bine. Vine, vine, foarte bine. Mă dau jos din case și mă urc în UTB. Sigur, sigur, sigur. O, ușor. O să-l dăm pe asta un pic momentan deoparte, ca să nu încurcăm aici.
Uite, așa o să-l dau. Să nu încurcăm case-ul când o fi să dăm cu discul, că nu o să dăm cu discul, că nu vreau să mai dau cu rotorul automat să facă. Că până la urmă e trec mic ce să facă ăla. Să se duce 2-3 ori și intră și în canalul ăsta mic aici, în șanțul ăsta. Șanț, nu ca în șanț. Și una alta, așa facem noi. Bine, a fost un pic cam strâmb pe marginea asta, chiar nu știu ce a fost. Trebuia să iasă drept, dar nu știu cum am băgat o plugă sau cum l-am reglat. I-a ieșit așa, dar asta este, noi facem și noi treningurile exact cum putem și cum ne plac nouă, nu-l luăm pe nimeni, facem cum vrem noi și una alta. Eram curios să pornesc timerul să văd cam în cât timp termin trebuie să am discutit. Da, sincer, nu mă interesează. Eu o fac să mă distrez, nu fac. După ce să fac treabă pe fermin. Ne înlăturăm un pic ca vreo 2-3 brazde și prasului și semănătoarea de treabă, să semănăm cu ea. Și așa mai departe. Vă punem și semănătoarea. Și una alta, uite ce treabă este. Ușor, 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 că intrăm în șanță. Ia să vedem și UTV-ul ce spune, dacă are cheie de treabă sau nu are. Dacă n-am să pornească din prima. Pornește, băi. Seamănă, dar mai încet, un pic că e și de nivelare, e și una alta și nu poate să facă el totul repede, că e și la oricare. Să vedem, văd că și ăla... What? Bă! Bă! Cum trebuie, ce faci? Te duci, te faci înapoi unde ai venit? Bun, uite-și! Să fac cum trebuie, nu se întoarce, se întoarcă înapoi de unde a plecat. Ce faci după aia? Stăm și ne uităm după aia la el? Trebuie să fii atent să nu e vreo urmă de var în spatele nostru. Bă, dar frumos case-ul ăsta. Să intră în șanț? Nu intră. Iubiște tractorul nostru. Haide mă, cum mă face bine. E clară treaba. Facem acum trebuie, uite. Nu știu ce frumos face. Semănă greu pe terenul ăsta și chiar cred că cu ăsta o să și supraviețuim, că e singurul
teren care îl avem în posesie, alte terenuri nu avem, decât pe ăsta îl avem în posesie și pe ăsta o să lucrăm, dar o să stăm foarte mult timp, că durează până crește, până un alt, așa, stăm după el. Dar nu este problemă că să mai votăm și alte motive să, sau alte activități agricole, ce o să facem, o pădure, o ce găsim noi. Nu-i problemă, băgăm ceva UTB-uri la tăiat de iarbă, vedem noi. Găsești, te găsim, te găsești. Poate o să ne cumpărăm vreun teren, 14 în zona, cine știe, vedem ce o să facem, ce o să facem, facem, ce facem. Și că-ți moldoveam cum vreau să-mi facem. Eu avem foarte puțin de dat cu discul, ăla văd că seamănă în continuare, îi merge foarte bine semănătoarea. Văd că se apropie ușor, ușor de noi, dar noi trebuie discuit. Ia uite. Deja văd că face. Era bun ăla, un disc mai mic, dar e bun și CD-ul. Nu știu podul ăsta aici. Dar asta este, noi l-am făcut, noi l-am pus, asta este. Aici în locul ăsta, sincer, aș pune un siloz în zona asta aici. Ca să avem și noi, o să ne punem cereale, oameni buni. Uite așa. Gata, ne-am pus și silozul, ăla văd că seamănă acolo. O să luăm și un cilindru ca să lucrăm cu el. Dar unde-i cea? Nu mai știu unde cilindru. Compostare, cilindri. Bun, mea agem. Bun, să lăsăm. Vine cum intrăm iar cu discul ăsta. Mamă, că intrăm din prima, ne-am învățat cu ea să intrăm în curtea asta. Fie dacă e poarta mică sau aia, intră discul fără problemă. Hop. Mai în spate. Ia să vedem, asta mai are, văd că mai are, dar putem să dăm și cu cilindru, dacă tot suntem pe zona asta aici. Hai să luăm cilindru. Am uitat de drumul ăsta, de pod, e unde drum de pod. Da, asta este. Da, mai avem foarte puțin de semănat. Acum dăm și cu cilindru și cam aia este.